Iașlea Fiński, mă uit și la domnul Vladimir Beșteagă, mă uit aici și la Lucia Țărcanu și chiar și Maria Tilkin și Iulian Ciocan și toți ceilalți și doamne Claudia Bartoli. Ce ziceți, noi îl invităm aici pe domnul Vladimir Beșteagă să ne vorbească care au fost impresiile lui vis-a-vis de acest roman. Domnul Beșteagă, noi zicem să dăm critici, statul. Critici. Da? Eu vreau să aud critici. Pe urmă vorbesc eu. Ok. Îmi dați voie să vorbesc mai atunci. Care a scos romane bune în această serie
iată că a găzduit și romanul lui Henri Bergiu și încă o dată ziceam o fericit, am felicitat-o și într-un scurt a mea intervenție. Romanul se compune din trei părți, Cenușă rece, Degetele și Străinii. Se pare că în centrul romanului este imaginea unei bunice, Antonița, de la țară. Nepoata care stă cu ea și care practic nici nu mai știe, nici n-a știut-o de fapt, că a lăsat-o la două luni, nu o cunoaște de mama ei, supărată că o cicălește bunica, se pomenește că bunica face un ictus, cade și moare. Prima parte povestește cu ochii și cu vocea nepoatei toată procedura, iertată să fie expresă, aproape carnavalescă a mormântărilor noastre din Basarabia. Tot tabloul este în detalii. Mi se pare cea mai bună parte a romanului. Așa mi-a părut mie, am o lectură proaspătă și vorbesc ca un critic, vorbesc acum mai degrabă ca un cititor, pentru că am încheiat lectura cu 3 ore în urmă. Este o impresie foarte proaspătă. Așteptam ca în partea a doua, nepoata care pleacă undeva, că nu mai putea să stea în casa bunicii, va pleca undeva și va avea un destin. Așa pare mie, cel puțin așa construiam eu acest roman. Dar nu se întâmplă așa, ea pleacă într-adevăr undeva, revine peste jumătate de an, pleacă și revine peste jumătate de an, dar în partea a doua narează un bărbat. Povestește întâmplarea, viața lui mai degrabă, un bărbat. Și Teodor. Și acolo vedem că lucrurile sunt atât de simple. În partea a doua aflăm că acest bărbat a ajuns matur, nepoata îi va spune bătrân, nu cred că este bătrân, este cred că la 60 de ani. Peste 60 de ani. E clar că pentru nepoata e bătrân. De acolo aflăm, de fapt, din povestea lui, pentru că tot el își spune o poveste, că a fost iubitul bunicii, Antoniții, hai să scoatem deja din această schemă, bunică și așa mai departe, Antoniței, că a fi încercat să se căsătorească, chiar a venit să se căsătorească cu ea, dar tatăl ei, care spune romanul foarte rigid și foarte dur și sever, nu a acceptat, l-a alungat, da? Și cade pe responsabilitatea pe tatăl Antoniței faptul că ei nu au fost împreună, dar mie mi se pare